Primăria municipiului Timișoara efectuează noi tratamente de deratizare și dezinsecție pe suprafețele de pe domeniul public al orașului. Acțiunile se vor desfășura în luna iulie după următorul program. Servicii de deratizare 1-14 iulie între orele 9 și 17, dezinsecție împotriva țânțarilor 1-7 iulie între orele 22 și 6, dezinsecție aeriană pentru combaterea țânțarilor 1-7 iulie între orele 5 și 9. 30. Rugăm cetățenii, în special copiii, persoanele vârstnice, cei cu afecțiuni cardiace, asmatice sau alergice, să evite zonele în timpul desfășurării operațiunilor. Crescătorii de albine sunt sfătuiți să își protejeze stupii prin scoaterea acestora în afara ariei de stropire. Produsele folosite sunt avizate de Comisia Națională pentru produse biocide din cadrul Ministerului Sănătății și se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide Avizate pentru Profilaxia Sanitară umană de către Ministerul Sănătății. Precizăm că personalul implicat în efectuarea lucrărilor este calificat și autorizat în conformitate cu legislația în vigoare, fiind dotat cu echipament de protecție corespunzător. Transmit reprezentanții Primăriei Timișoara.